ajuns. Cum? Unde? La biblioteca Târgu Mureș. Ce e cu tabla asta mare? Poți desena o floare? Mă numesc Irena Bileuță. Familia mea, soțul Georgel și copiii mei, Gabriela și Egor, sunt elevi la liceul Mihail Cogălnicianu și micuțul Laurențiu, care suntem cititori fideli a acestei prestigioase instituții, Târgu Mureș, care este o filială a Bibliotecii Bogdan Petrecei cu HD. Deci noi suntem cititori fideli și frecventăm foarte des această instituție. Regulat accesăm blogul bibliotecii, de unde aflăm diverse informații utile și despre activitățile culturale care le desfășoară biblioteca, la care și noi ne străduim să participăm activ. Spre exemplu, programele Lecturile Verii, Ora Poveștilor, Chișinău citește o carte, Săptămâna Ușilor Deschise. O surpriză plăcută pentru noi toți a fost lansarea colecției cărții Tândală și Păcală. Reprezentanții editurii Silvius Libris a făcut familiei mele un cadou extraordinar, primele trei volume ale colecției. Interesant s-a desfășurat inaugurarea Lecturilor Verii. Mi-a plăcut mult întâlnirea cu scriitorii Lucreția Bărlădeanu, Marcela Mardari, Nicolae Popa, Claudia Partoli, Iulian Filip și cu interpreta Maria Mocanu, la care am primit cărți cu dedicațiile autorilor. Un eveniment important pentru familia noastră a fost participarea la concursul cu desene Regatul Spiridușilor în viziunea cititorilor bibliotecii, la care Gabriela, fiica mea, a ocupat locul întâi și a fost menționată cu diplomă și cărți. Am citit într-o carte odată o rețetă ciudată. Nu, nu e vorba nici pe departe de vreun fel. Domnașului place sus la munte, sus la munte, la izvor. Liber și să fie pace al naturii, al naturii domnitor. Unde printre stânci bătrâne cu izvoare prizare. Dorim bibliotecii noastre dragi, Târgu Mureș, cât mai mulți cititori fideli și mulți ani cu performanțe frumoase.